Pensiile speciale vor fi desființate. Noile amendamente prevăd eliminarea unor categorii de pensii speciale, adică este vorba de funcționari publici, parlamentari, diplomați sau personalul de specialitate juridic. În plus, crește procentul de supraimpozitare pentru pensiile care depășesc salariul în plată și pentru cei care cumulează pensia de serviciu cu salariul. Iar supraimpozitarea ajunge acum la 30% pentru componenta de necontributivitate din pensie care depășește salariul mediu brut pe economie. Și vă dau acum un exemplu. Premierul Nicolae Ciucă încasează o pensie de serviciu de 18.000 de lei. Dacă din cei 18.000 de lei, partea de contributivitate este de 5.000 de lei, înseamnă că îi va fi impozitată doar diferența de 13.000 de lei. Dar nici asta toată, ci doar partea care depășește salariul mediu brut pe economie. Adică diferența dintre 13.000 și 6.700, mai exact 6.300 de lei. Iar impozitul va fi de 1.809 de lei. Deci, premierul Nicolae Ciucă din pensia de 18.000 de lei va pierde 1.890 de lei, așa că rămâne cu 16.110 lei. Un alt amendament prevede creșterea vârstei de pensionare standard până la 65 de ani. Și Marcel Ciolacu a anunțat pe contul de socializare amendamentele prin care se dorește eliminarea pensiilor speciale pentru a dispărea acest sistem paralel al încasărilor de la stat, așa cum îl numește liderul PSD.